Administratorii sălilor de fitness ar putea fi obligați să angajeze un medic. Ministrul Sănătății Nicolae Băniciu spune că trebuie văzut dacă este posibilă o reglementare potrivit căreia să existe asistență medicală la sălile de fitness. Trăim într-o lume a controverselor în care tindem să alegem modele de viață în stil exagerat. Bărbații vor să arate ca Hercule, iar fetele ca păpușile Barbie. Ca o mică paranteză, s-a dovedit științific faptul că etalonul feminin la care visează multe domnișoare este imposibil de atins, anatomic vorbind. Problema de care toți și-au dat seama puțin cam târziu, cu ce costuri vrem să ieșim în evidență, cu ajutorul unor cure de slăbire prost folosite și exerciții fizice nerecomandate stilului nostru de viață. Care este limita dintre normal și exagerat și cum ne dăm seama că am mers prea departe? Cei care se duc la sala de fitness nu știu când să se oprească și nu puțin sunt cei care zac în pat zile întregi cu febră musculară. Să nu mai vorbim de borcănele de proteine de care unii au auzit că le-ar umfla mușchii, dar nu se obosesc să ceară sfatul unui nutriționist ori a unui antrenor personal care l-ar putea recomanda un program de exerciții și un regim alimentar pe măsura lor. Până și ministrul sănătății s-a trezit în al 13-lea ceas să spună că ar trebui să existe o reglementare în acest sens, astfel ca oamenii să fie avertizați cu privire la dietele și programele de exerciții înainte de a adopta un alt stil de viață. În general, astfel de incidente în sălile de fitness sunt destul de rare. Suferința unui stop cardiac se poate produce oriunde, chiar și în autobuz și pe stradă. Nu cred că ar fi cazul acum să punem și în fiecare autobuz un medic sau un personal specializat pentru treaba asta. În schimb, în sălile de fitness ar fi poate indicat un defibrilator și prezența unui medic aici nu este atât de necesară cât controlul fiecărei persoane. În general, toate persoanele cu probleme care se știu trebuie mai întâi să aibă un aviz al medicului. Dumneavoastră aveți de gând să vă angajați un medic aici la sală? Da, în cazul în care legislația va impune, sigur o să facem și lucrul ăsta. Important este să nu se întâmple lucrurile astea. Nu știu dacă angajarea unui medic poate preveni bolile, în general, pe care oricum le avem. Și cred că responsabilizarea persoanelor care vin la sală este mai importantă, informarea lor și să apeleze la instructori, să nu lucreze după ureche, să lucreze după un program bine stabilit. În funcție de cei care au afecțiuni, automat vor avea nevoie de un program bine stabilit pentru efort. Probabil din cauza asta s-a produs și nu din lipsa unui medic. Dar ce facem până atunci? Să fim serioși, câți dintre noi ne-am gândit însă să cerem părerea unui medic înainte de a ține diete miraculoase care ne usucă cu totul? Ne pasă atât de mult de exterior încât nu mai băgăm de seamă riscurile ce vin din interior?